Bună ziua, doamnelor și domnilor, bună ziua din nou, suntem la BZI Live, iată-ne ajuns la ziua de joi, în șirul emisiunilor noastre BZI Live și dacă este joi, avem reîntâlnirea cu părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni, unul dintre cei mai iubiți duhovnici ai României, aș îndrăzni eu să spun. Bună ziua, părinte, bine ați revenit în platoul BZI. Bine ne-am întâlnit și sănătate tuturor telespectatorilor. Să dea Dumnezeu. Dacă este joi și pentru că astăzi este și o zi puțin mai specială, spun eu, pentru că avem două emisiuni de BZI Live, după emisiunea cu părintele Calistrat Chifan, la 14:30 vă dau întâlnire cu Radu Botez, viceprimarul municipiului Iași, într-o nouă emisiune, vă asigur eu că va fi cu adevărat incitantă, vom discuta cu cărțile pe masă, vom discuta așezat despre tot ceea ce înseamnă urbanism, despre parcări din Iași, despre lucrurile foarte, foarte interesante. Dar până la emisiunea de la 14:30 aș dori să îi propun părintele Calistrat două teme pentru această emisiune. Pentru început aș dori să discutăm, dar dacă sunteți de acord, despre rolul bisericii în mica unire de la 1859, dat prin faptul că doar n-au trecut nici 24 de ore de când am sărbătorit împreună în Piața Unirii 159 de ani de la unirea Principatelor Române, Moldova cu Țara Românească. Și de aceea aș propune să discutăm pentru început care a fost rolul Bisericii Ortodoxe Române la acel moment în această unire și care ar trebui să fie rolul Bisericii Ortodoxe Române în conducerea statului român. Mai întâi de toate, eu m-aș legitima privind biserica cu ceea ce ne spune marele poet național Mihai Eminescu. Biserica este mama neamului românesc. Nu este o lozincă spusă la întâmplare, nu este un cuvânt spus la zile mari și nu este o frază repetată doar ca să dea bine la imagine sau la filozofia despre biserică. Mai întâi de toate, trebuie să parcurgem ca o imagine de itinerar toată istoria Bisericii Ortodoxe Române și să vedem că biserica este trunchiul cerebral și fundamental în viața istorică a românilor, începând de la Echin de Vicina, primul episcop menționat, nu mai vorbim de primele trei secole creștine din Sciția Minor, și apoi nu mai vorbim de toată pleiada domnilor brâncoveni și mușatini, care în conducerea lor, principalul rol sau actul de conducere și de conduită principală l-a avut biserica prin mitropoliți, episcop și relația clerului cu boierii credincioși, cu divanul țării, cu sfatul țării și cu domnitorul. Întorcându-ne la ceea ce numim noi mica unire, aici vorbim deja de unitatea de limbă, vorbim de unitatea de cult, vorbim de dulcea limbă românească și aici trebuie să amintim că datorită cărturarilor noștri mari ai bisericii, pe care dacă amintim Iașu și începem să vorbim și de Iosif Naniescu și de Veniamin Costache și de Iacob Stamate și dacă vorbim și de Varlam și de Dosoftei, primul poet de literatură românească, dacă vreți trecută în rândul sfinților, și dacă vorbim de Melchisedec Ștefănescu și de Sofronie Miclescu și de Calinic de la Cernica în Țara Românească, care a și fost duhovnicul și sfătuitorul marului domnitor Alexandru Ioan Cuza, vom vedea că rolul bisericii a fost în primul rând unul fundamental de păstrarea unității de neam, de limbă și de cult. Ce trebuie însă știut și ce trebuie menționat cu foarte mare atenție, și aici s-au făcut foarte de multe ori confuzii sau s-a privit dintr-un alt punct de vedere problema, să nu uităm că venirea domnitorului Alexandru Ioan Cuza la conducerea Țării Mari, cum se spune, România Mare, România dintre Moldova și Țara Românească, 5 ianuarie 1859 ales ca domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie, prin Vasile Boierescu, deputatul, propus și la Țara Românească când se formează România Modernă, așa cum o va prelua Carol după ce se vor uni cele două parlamente și cele două guverne, chiar dacă se încalcă Convenția de la Paris, ca fiecare principat să aibă domnitorul lui, în felul acesta s-a și început a face unirea. Ei, aici un mare rol l-a avut biserica, ținând cont că Alexandru Ioan Cuza, moldovean de rădăcină din zona Fălciului, școlit la Iași, școlit la Paris, deja știa și prin soția, prin Elena Rosetti, care va fi mai târziu doamna Elena Cuza și era mare pașoptistă și înflăcărată activistă revoluționară în ceea ce privește unitatea românilor. Noi știm că la 1848 a avut rol sau a avut un rol fundamental în legarea României și unirea vămilor.
Deci, întâi a fost o unitate economică. Ei, toți acești pași făcuți au fost făcuți și din partea bisericii. Numai că Alexandru Ioan Cuza întâmpină și niște mici greutăți. Să nu uităm că biserica noastră românească, la vremea respectivă, era o mică cenușăreasă la cheremul fanarioților, care, stabiliți atât în țara românească cât și în Moldova, având mari posesiuni și domenii agrare, având mari posesiuni de mănăstiri închinate Sfintelor Locuri, Sfântului Munte, Ierusalimului, ei dețineau și un mare capital economic. Ei, Cuza la început a știut să gestioneze, ca om de biserică, ca om care cunoștea de desubturile și mersul țării, venind ca pârcălap de galați, venind ca colonel în armată, venind ca un om școlit la Paris în școala de litere, unde își dăduse bacalaureat în litere, deci era un om titrat. El a intrat discret în viața bisericii, la început a întâlnit puțină oponență, dar apoi cu ajutorul Sfântului Erar Calinic de la Cernica, și aici când spun cu ajutorul Sfântului Erar Calinic de la Cernica, spun că era singurul erar român despre care Cuza spune că era fără interese meschine și străine. Era, deci era, biserica la acel moment era măcinată trecea, de oarecare... Trecea prin anumite frământări. Deci Sfântul Ierar Calnic de la Cernica era singurul care era episcop sufragan, titular. Era singurul care avea tipografie și tipărea cărți de cult românești și era singurul care avea episcopie și putea lua decizii de for, fiind și un bun sfătuitor al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. În Moldova lucrurile până s-au reașezat și s-au pus în matcă. Biserica a avut întâi din partea fanarioților, mă refer, o oarecare oponență, pentru că domnitorul Alexandru Ioan Cuza întreținea scrisori și legături cu Căgălnicianu, cu Vasile Alexandrii, cu oameni mari din lumea politică a țării, dar se izbea și de acele interese, dacă ne uităm cum și astăzi este lupta... Nu s-a schimbat nimic, parcă vă auzeam vorbind. Nu neapărat că s-a schimbat. Ca să fii politician trebuie să fii o lumină a lumii. Deci spune Simeon Mehedinț, marele cărturar român din Vrancea, mare geograf, mare om de știință, mare om de cultură, el spune așa: în momentul când ai luat funcția sau puterea politică, tu trebuie să te gândești ce imagine lași celor de sub tine și ce poți zidi și poți clădi la binele lor. Fac o paranteză. Se mai gândesc oare politicienii noștri acum la așa ceva? Cred că ar trebui să se gândească, pentru că alminter, chiar dacă nu astăzi, chiar dacă nu mâine, dacă nu peste 50 de ani, istoria îi va judeca. Vedeți, dacă ne uităm astăzi la niște remanescențe cu ușoară nostalgie comunistă, unii deja vin și spun: de ce în timpul lui Ceaușescu s-a putut aia sau aia sau aia? S-a putut și datorită constrângerii, s-a putut și datorită unui sistem de gândire totalitar, s-a gândit și unei idei de forță, pentru că s-a dorit să se facă ceva. N-aș putea să spun că neapărat trebuie să poți lucra numai sub bici și sub jug, ci ar trebui să lucrăm, cum spune domnitorul Alexandru Ioan Cuza, din conștiință de neam și de țară. Ei, Alexandru Ioan Cuza a prins adevărați politicieni și oameni care aveau deja visul urzit de la 1600, încă din vremea lui Mihai Viteazu, ideea de reunificare a celor trei provincii românești. Pentru că ce se întâmplă? Unirea României, Moldova cu țara românească și formarea României nu este altceva decât miezul și aluatul formării României celei mari, care la 1918 se va alipi și ea cu drepturile Transilvaniei de țara mamă, țara cum mamă se spune. Deci n-a fost un vis, poate mai citim câteodată ce influență a avut apusul, ce influență au avut țările occidentale, ce influență. Or fi fost influențe politice de orice fel, interesul era să fie o țară cât mai mare, să fie și profitabilă și guvernabilă și să prezinte interes, dacă ne gândim la răscrucea marilor furtuni sau dacă ne gândim la această poartă a creștinătății despre care vorbește Ștefan cel Mare, cum consemnă Douglas,
Ia ca la un moment dat vorbim și de răscrucea Estului și cu Vestul, adică Occidentul cu partea estică, unde dintotdeauna noi am fost pământul de trecere, războiul ruso-turc-polon, care a durat 30 de ani, da? Invaziile care au dus dinspre Imperiul Otoman, spre partea ungară, Austro-Ungaria, deci Bulgaria Pașalâc, Serbia Pașalâc, Ungaria Pașalâc. Ce spune la un moment dat Vlad Țepeș? Ce va fi țara românească? O insulă într-o mare otomană. Deci noi, inclusiv așezarea noastră, este de așa sorginte să jucăm rolul de zar în politica multor interese ale momentului și a geopoliticii Balcanilor. Dar iată că Alexandru Ioan Cuza a găsit oameni de competență care, pe lângă faptul că au iubit acest pământ românesc, pe lângă faptul că au iubit această nație, acest cult, acest tezaur cultural creștin românesc, a găsit oameni de bine cu care au putut să facă această înfăptuire a unirii despre care noi vorbim acum, 24 ianuarie 1859, când același domn devine și peste Moldova domn și peste București, dar mută capitala la București în interesul marilor politici ale lumii și ținându-se cont că Moldova va fi dintotdeauna centru de greutate culturală, așa cum vă spuneam, consider că Iașu prin titulatura de oraș istoric, prin titulatura de oraș al Unirii, prin titulatura evenimentelor și a faptelor în sine și a mediului cultural pe care îl dezvoltă de atâția ani, vorbim de Universitatea Alexandru Ioan Cuza peste 150 de ani, dacă nu mă înșel. Ei, și atunci ce facem? Cea mai veche universitate din România. De esența și de rădăcina, de trunchiul cerebral al istoriei moldovenești, nu la vi se pare cultura că acum, nu vi se pare că acum suntem lăsați un pic deoparte așa de actualii guvernanți? Asta poate în părerea viziunilor lumești. Dacă ne gândim un pic la povestea cenușăresei, să nu uităm că totuși pantoful de cleștari s-a potrivit fetei căruia îi aparținea. Deci Moldova poartă pantoful ei de cleștar. Parcă și suntem așa o cenușăreasă. Și dacă ne uităm atent în istoria culturii, în istoria gândirii, în istoria trăirii și a viziunilor, să nu uităm că totuși această Moldova a dat mari valori. Nu neapărat, nu vorbim numai de Ștefan cel Mare și de Mușatini, vorbim de un Eminescu, vorbim de un Iorga, vorbim de mulți alți... Creangă deja e al nostru. Deci vorbim de oameni de mare marcă intelectuală și chiar Cuza, care se naște la cuvântul lui Fălciu, Bârlat, zona aceasta, zona Bârlat, zona și care se va școli și va trăi în Iașul nostru legendar. Păi să nu uităm de marele Veniamin Costache, care nu face altceva decât o aceeași copie la Indigo a activității bisericești pe care o va face Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna în Ardeal. Regulamentul organic care mai târziu va folosi și în centralizarea bisericii și în autocefalie și în Biserica Ortodoxă ca statut liber de funcționare. Deci biserica pe deopotrivă vine să sprijine statul din punct de vedere și moral, și cultural, să nu uităm că școala începe din tinda bisericii și primii cărturari s-au ridicat din Ceaslov și din buchile cărților chirilice, cum ne spune chiar Marele Eminescu și Creangă, dar să nu uităm deopotrivă că biserica a fost cea care a menținut tot timpul limba și cultul. Să vă dau un simplu exemplu care poate nu să dăuneze sau să deranjeze, ci doar ca idee. Să mergem în comunitățile lipovenești de astăzi sau zonele unor stiluri și ritualuri din acestea vechi, unde încă se slujește în limba slavonă, unde oamenii stau în biserică și ei pur și simplu nu înțeleg până la predică ce se slujește. Ori noi, datorită lui Antimi Vireanu, datorită lui Vasile Pociavski, datorită lui Dosoftei Mitropolitu, datorită lui Anastasie Crimca, datorită lui Varlam Mitropolitu, datorită lui Mitrofan de la Buzău, lui Diaconu Corese de la Brașov, lui Simeon Ștefan din Ardeal, lui Micu Klein. Deci noi deja avem ce? Avem cultură românească pură, izvor, cum spune acolo, limba noastră e o comoară. Și totuși, deși avem atâtea valori, am dat statului român,
Iată că la 24 ianuarie 2018, la 159 ani de ani de la Mica Unire, din 1859, iată că avem acum, vedem la Iași, n-a venit aproape nimeni din conducerea țării, n-a venit nimeni din conducerea statului român, fie că vorbim de președinte, fie că vorbim de guvern, au venit doar altețasa regală, principesa Margareta, cu principele Radu Duda, dar nici casa regală nu mai este ce a fost dat prin faptul că regele Mihai a trecut în lumea veșnicie, ca să nu spun a trecut în neființă, că știu Nu, că ne-ați nu este corectat, că termenul nu există, nu e neființă, corect pentru că noi să spui a trecut existăm în prin neființă. suflet. Exact. Haideți să vă... Totuși, parcă nu ne mai bagă nimeni în seama acum. Haideți să vă spun un lucru văzut din punctul meu de vedere. În momentul în care mai vedem oameni marcați de poezie românească, de poezie patriotică, și când mă refer de poezia patriotică, nu mă refer la cea comunistoidă, mă refer la chiar versurile Deșteaptă-te Române sau Pe al nostru tricolor e scris Unire sau Hora Unirii, dacă vedem toate manifestările, inclusiv defilarea, inclusiv Hora Unirii ca obicei și tradiție în fiecare an la 24 ianuarie, eu consider că cele mai mari personalități care ar trebui să fie prezente la aceste evenimente nu trebuie privite neapărat din punct de vedere politic. Poate că un politician din zilele noastre nici nu mai înțelege sensul unirii sau valoarea adevăratei uniri. Eu aș spune că un veteran din ăsta de 90 de ani sau de 100 de ani, sau un care a prins primul război mondial sau al doilea război mondial, oameni care au trecut prin sânge, oameni care au trecut prin mirosul prafului de pușcă, oameni care au simțit gustul cărnii zdrobite de bomba de la tun, oameni care au stat înghețați prin șanțuri, oameni care au fost striviți de bombe la Cotul Donului. Dacă mai supraviețuiește unul din aceștia, este cât un mărgăritar din ăla de diamant când te duci la bursa de valori și ai un diamant de câteva zeci de carate și valorează că toate micile diamante. Eu consider că asemenea personalități ne lipsesc nouă în momentul unirii. O mamă care a fost văduvă și a crescut 20 de copii sau 18 sau 15 sau 11 și au ajuns toți oameni mari. Un profesor bun de istorie, un gânditor, un istoric bun. Ca să vii așa de imagine, mă rog, Casa Regală era firesc să vină la Iași pentru că este și oraș al Unirii, dar mi se pare că prințul are legături cu Iașiul, prințul Da, Duda. este la Și atunci prietenia era așa, firesc să născut în vină Iași. în zona noastră, dar dacă stăm să ne gândim la adevăratele valori culturale, este de ajuns să privești Universitatea Alexandru Ioan Cuza prezentă la Unire, Palatul Culturii din Iași prezent la Unire, un monument al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, ci undeva în Bulevardul Independenței, cum să merge spre Hotelul Traian, erou al Unirii. Deci considerăm că politicienii, când vor simți dulcele grai moldovenesc sau dulceața acestor locuri frumoase încărcate de istorie, unde UNESCO a venit și a binecuvântat cu titluri speciale, să spunem, Mărul de Aur, mănăstirile pictate pe din afară, monumente UNESCO, toate ctitoriile ștefaniene și mai vechi de secolul XV-XVI și scrieri, manuscrise, muzeu, artă, biblioteca Eminescu. Avem suficienți martori ai Unirii. Îi poftim când vor, Iașul le dă parfum de tei și gust de poezie eminesciană. Foarte frumos spus de părintele. Eu am încercat să fiu un pic mai acid, părintele a încercat să fie împăciuitor ca întotdeauna. Iată, avem deja peste 1000 de oameni care se uită în acest moment la noi. Vă mulțumim frumos. Dacă aveți întrebări pentru părintele Calistrat Chifan, pe orice temă doriți, lăsați-le aici și vă promit că înspre finalul emisiunii voi citi întrebările dumneavoastră, iar părintele cu bunăvoința pe care îl caracterizează ne va răspunde cu siguranță. Aș trece acum de la această paranteză, spun eu așa, pentru că a fost ieri acest eveniment frumos și am zis să-l marcăm oarecum și discutând despre implicarea Bisericii Ortodoxe Române în Mica Unire de la 1859. Aș trece acum pe partea a doua a emisiunii și aș dori să discutăm despre conduita pe care trebuie să o avem noi în biserică. Ce ar trebui să facă oamenii când vin la biserică? Cum ar trebui să se comporte? Cum ar trebui să reacționăm în anumite momente? Plecând de la un cuvânt simplu, ce înseamnă biserică sau bazilica, casa împăratului. Deci noi vorbim de biserică ca și casa tatălui meu, care casă de rugăciune se va chema. În momentul în care vorbim de biserică, vorbim de instituția divină, al cărui cap este Hristos, noi mlădițele fiecare prin botez, pecetluirea cu marele mir și primirea sfintelor dumnezeiești taine,
Și apoi, în aceeași măsură, vorbim de biserica administrativă, deci cea în care ne desfășurăm activitatea din punct de vedere patriarhal, mitropolitan, episcopal, eparhial, parohial și filia sau sătucul cu mâna de credincioși, în care preotul este luminătorul sau făclia lor de veghe, care veghează credința ortodoxă, prezența Duhului Sfânt, euharistia permanentă, rugăciunea, pacea, liniștea, pentru că acesta este rolul bisericii, să distribuie lumină, pace, iubire și în același timp bunătate între oameni. Vedem câteodată că lucrurile deviază și chiar tema pe care am abordat-o ieri s-a chemat așa, lipsa Duhului Sfânt în lucrarea bisericii. De ce? În momentul când și oamenii au simplificat valorile creștine și esențele creștine și Duhul Sfânt s-a retras ușor ca și într-o tehnologie unde nu respecti un singur principiu și nu-ți mai iese produsul pe care îl execuți. Atunci stasul nu mai este același. Ei, cea din tâi conduită față de Sfânta Biserică, eu cred că este conduita vieții personale a fiecăruia dintre noi în parte. Întotdeauna am considerat un act de incertitudine față de Dumnezeu și de supărare lui Dumnezeu față de noi, faptul că înaintea Sfântului Altar suntem alt fel de oameni și în societate brusc devenim alt fel de oameni. Când plecăm de la biserică, uităm ceea ce am învățat, ce am ascultat. Cam așa, n-am vrut să o spun așa, am vrut să spun că ne suprapunem imaginea în clișeile vechi fotografice, se chema imagine dublată, deci trebuia să developezi clișeu cu clișeu. Noi suprapunem imaginile. În aceeași clipă suntem și slujitori ai adevărului și slujim pe Dumnezeu și în aceeași clipă devenim și slujitori ai întunericului, cum spune acolo, nimeni nu poate sluji la doi domni. Ori pe unul vei iubi, ori pe altul vei urâ. Deci noi trebuie să facem într-așa fel ca atitudinea noastră interioară și personală în fața altarului, în fața icoanei personale acasă, pe stradă, în autobuz sau în orice mijloc social ne-am existat sau în orice loc de habitat lumesc ne-am aflat, să fim aceiași oameni. Adică nu pot să fii, hai, aici trebuie să-mi iau o ținută că sunt al lui Dumnezeu, din coace sunt eu. Sau chiar și preoții folosesc uneori aceeași expresie și spune să nu... Am auzit-o, n-o contrazic și nici nu vreau să o contracarez, ci vreau să o atenționez. Să nu faci ce face preotul, să faci ce spune preotul. Ba nu, să faci ce face preotul. Preotul este organ al Duhului Sfânt, investit prin punerea mâinilor de către episcop, cu puterea și cu lucrarea Duhului Sfânt, în orice vreme și în orice loc. În apă, dacă ai căzut și ești pe moarte și preotul te-a binecuvântat, tu intri în rai chiar dacă el are veșminte pe el sau nu. Harul Duhului Sfânt nu pleacă de la el. Din păcate, sunt cazuri de preoți care poate nu fac cinste acestei haine. Este adevărat, se folosește. Și atunci oamenii folosesc dacă popa, să spunem între ghilimele, dacă popa a făcut așa cum spune omul pe stradă, eu de ce să nu fac așa? Se folosește. Și atunci le smintește lumea foarte ușor. Se folosește exemplu cu pădurea și cu uscăturile. Exact, exact. Nu e întotdeauna plauzibil, ținând cont că biserica are, prin hotărârile ei, legiuitoare, canonice, disciplinare, prin regulamentul de funcționare, un temei al Sfintei Scripturii, în epistola către Timotei, a Sfântului Apostol Pavel, care vine și spune așa, fiule Timotei, vezi de grabă să nu-ți pui mâinile pe nimeni, să te faci părtaș de păcate străine. Și acolo în 1 Timotei, când vorbește de vrednicia preotului, spune el să nu fie lacom, să nu fie bețiv, să nu fie deprins să bată, să nu aibă câștig urât. Adică atrage atenția care este imaginea perfecțiunii clericului în fața credinciosului, pentru că, așa spune Mântuitorul Iisus Hristos, eu vă trimit pe voi așa cum se pune o făclie în mijlocul bisericii în sfeșnic. Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Și iarăși spune, nu poți să iei cetatea și să o ascunzi sub obroc sau făclia. Ea stă în vârful muntelui și e văzută de toți și luminează. Ei, preotul este imaginea numărul unu. Deci un om când vrea să arunce, de exemplu, sau să facă o șicană, îi de ajuns să urmărească un simplu gest al preotului și îi de ajuns să creeze rumoarea.
Poate se întâmplă uneori să ai de pierdut sau poate se întâmplă uneori să ieși șifonat, dar este mai bine să rămâi într-un act de smerenie și să te prefaci că nu pricepi și să depășești în sine ieșirea sau chestiunea, speța respectivă, decât să încerci să-ți faci o dreptate aparentă, cum au fost cazuri, pentru că mai văd permanent, arată, un preot n-a vrut să mormânteze pe cineva că nu și-a plătit contribuția. Lasă, domnule, îngroapă-l, că după aceea ți-ai rezolvat tu problema cu contribuția, îi pui în vedere, să știi că, uite, te am aici în datorie, dacă nu vorbești cu ceilalți din comitet și dacă nu vrea să plătească, la absolvi și până la urmă... Și asta treci. Este o temă. Ce reprezintă această contribuție pe care o plătesc oamenii? Este ca un de mic, ce trebuie să plătească este ca un mini, mic impozit din care biserica își întreține acolo în parohia unde ești. Iluminatul, reparația, lemnul de foc, cărțile de cult, veșmintele, odoarele, tot ce este nevoie. E ceva simbolic, 100 de lei pe an. Sunt 6 pachete de țigări la un fumător. Deci dacă într-un an un om nu fumează 6 pachete de țigări, și-a dat contribuția la biserică, dacă e să o luăm la modul comparativ. Cred că la Biserica Catolică se cheamă zeciuială. Ei fac o... Da, în Biserica Catolică este o altă formă de organizare. Nu știu dacă este 2 sau 8%, n-aș ști să vă spun, sau 10. Chiar n-am întrebat de nimeni niciodată în mod extra. Și catolici nu se plâng, de asta spun. Nu că nu se plâng. Foarte uniți. În Biserica Catolică acești bani se trag direct din statul de plată, iar serviciile pe care le face preotul nu sunt plătite de credincios cu absolut nimic. De exemplu, dacă eu am venit și ți-am slujit o înmormântare, eu îmi primesc retribuția direct de la stat, cum se spune, direct de la inspectoratul sau episcopia catolică. Deci nu am treabă cu credinciosul. Dar credinciosul, lună de lună, plătește chiar dacă el nu are, absolut nicio treabă. Asta este regula. Așa este și la colegii de altă sectă. Deci și ei dau acolo 10% din ceva. Nu știu exact dacă din salar sau din ce câștigă. Chiar și la Imperiul Otoman, la musulmani, la mahomedani, același lucru. Din tot venitul lor, ei au conform doctrinei să dea 10%. La noi, în Ortodoxie, nu este vorba de 10%, pentru că eu am văzut foarte mulți preoți săraci, care la țară, de exemplu, unde oamenii sunt prea modești, sunt oameni care dau, de exemplu, într-un an 50 de lei la biserică și omul, preotul se mulțumește de multe ori atunci când merge cu ajunul Crăciunului cu icoana și mai dă omul 2, 3 lei, 5 lei, 10 lei sau la bobotează, din aceeași plătește acele impozite sau dări care se numesc către stat sau către episcopie, pentru că foarte multă lume crede că, într-adevăr, biserica nu plătește. Ba, plătește impozite. Deci trebuie să explicăm și acest lucru. Am fost ani de zile contabil peste actele mănăstirii. Aveam 4 angajați, atât aveam la vremea respectivă, că era personal puțin dat posturi de la stat. Și în fiecare lună mă duceam la protopopiat și acolo plăteai ceva, imprimerie, Trinitas, impozit pe reviste sau ce era acolo, un ceva simbolic, și apoi te duceai cu extrasele de trezorerie și dădeai 7% la sănătate. Plăteam la cec, la vremea respectivă era o doamnă simpatică, doamna Chifan, și pe mine mă chema tot Chifan. Și urmăream când era ea de rând, că era simpatică și mă lua repede că corespundea numele. La altă dată nimeream era doamna Calancea, era o femeie mai aspră, mai dură. Și spunea, și dacă ești preot, poți să mai aștepți ca am 4-5 în fața ta și uite, nu-mi place cum ai scris. Și mai stam și le mai scriam o dată în fiecare rubricuță câte o cifră. Și stăteam și duceam la vremea respectivă, cum erau banii pe atunci, de la 4 angajați, aproape peste vreo, cum erau banii mici pe atunci, era 30.000 de lei sau ajunsese că era cu multe zerouri, 300.000 de lei. Și plăteam 1 plus 3% ajutor de șomaj. Și la fel se plătește și acum. Da, 20% CASU, 5% sau 7% era sănătatea, le puneam pe categorii și mă duceam cu ele la protopopiat și protopopiatul, după ce le primea, le punea frumos în grafica statului de plată și îl băga acolo la arhivă. Nu este adevărat. Deci probabil nu s-o fi plătind, să spunem, impozit,
dacă ai strâns tu niște cireșe din ograda la o lucrare, bisericii, de exemplu, sau... de ridicarea unei biserici, se plătește TVA la constructorul care... Da, oricum plătește. Dai TVA când cumperi materialele. Deci când cumperi materialele, și numai dacă lucrezi cu firmă și în un acord propriu, poți deduce TVA, altfel nu ți-l mai deduce nimeni. Știu un pic de contabilitate, dar... Mai auzeam ceva rumoare, așa, ce se întâmplă cu banii pe care îi primesc preoții la Sfânta Liturghie, de exemplu? Consiliul parohial îndosariază, face procesul verbal, se taie pe chitanțe, își ia impozit episcopia 2 sau 3% cu care își plătesc. Deci, ca să înțeleagă oameni, nu sunt banii preotului, banii comunității. Și de acolo faci alte îmbunătățiri, dai cu var, repari un gard, plătești țărcovnicul, paraclisierul, femeia de la lumânări, clopotarul, cântărețul. Și trebuie să și explicăm care e organizarea a unei biserici. De exemplu, există preot. Păi există așa. În primul rând există preotul, are un președinte de consiliu parohial care este președintele așa zisei grupări care conduce consiliu, consilieri se numesc. Și ei sunt în număr de 8, 9, 10. Ei nu primesc nimic, lucrul ăsta îl fac benevol, dar în schimb consilierul de bază răspunde de tot ce e administrativ și economic, deci el știe exact de fiecare leuț. De obicei sunt preoți care se respecte și nici măcar nu pun mâna pe banii de la liturghie, deci consilierul ia, îi gestionează, îi pune ordine și nu mai dă raportul. Pentru că, în primul rând, gândiți-vă un singur lucru, curentul trebuie să-l plătești, gazul trebuie să-l plătești. Impozitul pe teren și pe clădire, de exemplu, nu mă refer la cimitirul care e spațiu public și nu mă refer la ograda bisericii, mă refer la pământul, mănăstirea sau biserica, au 2, 3, 4, 5 hectare, deci ăla se plătește impozit. După aceea plătește o lucrare ca să cureți ograda, să dai cu var, să aduci lemne, să vină cineva să stragă clopotul. Sunt suficiente. De exemplu, mi-a plăcut de un părințel undeva la o parohie, nu pot să-i dau numele, care mi-a zis așa, și așa de ușor îmi vine câteodată, zice, fac 200 de lei, zice, la liturghie, asta înseamnă 2 milioane, și zice, 20 trebuie să-i dau la cântăreț, 20 trebuie să-i dau la ala cu lumânările, 20 lui ăla că-mi trage cloptul, 20 lui ăla că-mi păzește cimitirul, 20 lui ăla că-mi face focul, mai mă duc și eu, zice, cu 50 lei acasă. Dar important e că a fost frumos. Adică nu trebuie privit. Sunt și preoți, de exemplu, cu funcții bisericești mai înalte. De exemplu, un profesor, un inspector, un consilier episcopal sau un consilier patriarhal, care au remunerare mai frumoasă, dar oamenii nu trăiesc toți în episcopii. Oamenii sunt răspândiți pe teritoriu, satelor, comunelor. Sunt preoți la țară care da, au fost, 5 oameni, 10 oameni la biserică. Eu am fost într-un sat unde murise o bătrânică și preotul nu era, era bolnav sau lipsea. Mă știam cu doamna care avea bătrână, zic, părinte, vii să-mi faci o mormântare? Zic, da, viu să-ți fac o mormântare. Am spus, zic, du-te și anunță satul că într-o oră sunt acolo. Mi-am terminat Sfânta Liturghie, am ajuns în satul respectiv, o ulicioară, așa, o căsuță în pant, un mort pus acolo pe o masă, simpatic, galben ca o lumânare. Și nu era încă venit satul și femeia mă roagă, zice, puteți face cumva să mai țineți slujba pe loc, să se adune oamenii? Da, stai liniștită. Am început de pe la 10 și am citit toți stâlpii, toate slujbile și de mormântare și de parastas și tot ce mi-a trecut pe minte. Până s-a umplut ograda cu vreo 30-40 de oameni. Amuia care erau deja veniți și au văzut că nu mai termină preotul de citit, a spus, comentau ei, eu auzeam, asta sigur să mântuiește la cât i-a citit părintele ăsta. Oare cât o să-i plătească, se gândeau ei, pentru atât a citit. Și mă întreabă femeia la urmă, părinte, zice, cât mă costă? Eu spun drept, zic, n-am venit pentru bani, dar 50 de lei de benzină tot trebuie să-mi dai, că zic, am dat, zic, până aici pe mașină și zic, trebuie să-i dau la taximetristul, la prietenul cu care am venit. A, așa de ieftin, zic, da, atâta, nu-i nicio problemă. Dar unde pui că mi-a dat 2 sticle de ulei, mi-a dat 2 sticle de vin, mi-a dat 2 colaci, mi-a dat 2 ștergare, mi-a dat nu știu câte bunătăți, deci dacă alea le transform în lei, până la urmă e tot un ban, deci nu neapărat trebuie să fii avid sau aspru sau, cum să spun eu, câteodată încrâncenat, pentru că trebuie să-l înțelegi și pe ăla care stă pe masă, care are nevoie de rânduiala veșnică, că pentru asta ai fost numit, și trebuie să te gândești și la cel ce-l duce la cimitir, că și el se descurcă cum poate, poate dintr-o pensie, poate dintr-un ajutor de mormântare, adică trebuie să vedem și umanismul din lucruri. N-am fost niciodată de ideea că preotul trebuie privit doar ca mercenarul,
când discuți cu DNA-ul sau cu ANAF-ul, ăla spune, conform schiții articolului cu tare, 6 lei, 700 lei, 900 lei, 1000 lei, ăsta e taxa, poftim chitanța. Nu merge chiar așa. Biserica are și suflet, nu are numai trup. Să ne bucurăm că sunt bisericile pline la Sfânta Liturghie, cu cel puțin în orașe mă refer, ce devin neîncăpătoare câteodată. Acesta este și un motiv de bucurie, dar pe de o parte este și un motiv de seriozitate în plus, pentru că acești oameni, dacă au încredere în biserică și ei vin și umplu biserica și ascultă cu respect și cu evlavie Sfânta Liturghie, și noi trebuie să avem acea transformare interioară personală în care chiar să demonstrăm că merităm respectul acestor oameni care stau în fața noastră și ne ascultă. Pentru că ei sunt cei care demonstrează la ora actuală că noi încă mai avem nevoie de vreo biserică atunci când o construim, pentru a suplini necesitatea credincioșilor care mai stau în frig sau afară. Și apropo de asta, da? V-aș întrerupe puțin ca să le explicăm oamenilor foarte clar cum combatem acea lozincă pe care o vedem foarte descrisă, eu știu, la protestatari din ultima perioadă care ies în stradă și spun, domnule, nu dați bani la biserici, dați la spitale, nu dați bani pentru catedrale, dați pentru școli. Sunt de acord și n-am nimic împotrivă. Deci, ce este școala? Instituție de cultură. Întrebarea mea rămâne următoarea. Dacă avem nevoie de atât de multe școli, totuși pot să pun o întrebare rigidă. De ce acum câțiva ani în urmă am închis nu știu câte școli, dacă ne mai trebuie? Tocmai pentru că erau 2-3 elevi într-o școală. Exact. Deci noi, ca să avem nevoie de școli, mamele noastre, surorile noastre, rudele noastre, femeile noastre românce, trebuie să nască acei pruncuți. Dar noi trebuie să ținem cont de un lucru extraordinar. Că 3-4 milioane de români tineri au plecat prin imigrație la muncă în alte țări și ei au acolo copiii la școală, acolo și nasc, acolo și botează, acolo trăiesc, au noile lor comunități. Este vorba de o transhumanță a ceea ce înseamnă structura românească. Deci oamenii au luat-o la plimbare, s-au dus, s-au mutat din loc în loc pentru modul lor de trai. Deci noi vorbim de o migrație în zone, deci, de altă structură occidentală. Portugalia, Italia, Franța, Spania, Germania, unde se duc. Și întrebarea mea este, dacă pruncuți nu se mai nasc, dacă școlile rămân goale, normal că automat nimeni nici nu investește să o repare, măcar în respect de instituție, n-ai motivul pentru că nu mai ai profesori, n-ai motivul pentru că nu mai ai elevi, și atunci da, sunt total de acord ca Ministerul Învățământului, și asta nu e o minciună, e o chestiune care, dacă Ministerul Învățământului o bagă la cap, are de câștigat din ea, să nu faci ministeriat din birou, să faci echipe în fiecare județ de la nivel de inspectorat, să vizitezi sat cu sat, comună cu comună, iei legătura cu primarul, că acolo există niște evidențe. Domnule, în școala dumneavoastră câți copii sunt? 1000. Deci aici trebuie să investim în școală. Avem 1000 de copii, ce trebuie? Material didactic, cărți, elevi, profesori, transport. Stați mai multe, poate. Tot ce e nevoie. Mă duc într-un sat și am 50 de elevi, automat nu o să mai fac o investiție ca acolo unde sunt 1000. Dacă ați face o școală nouă-nouță la cheie de 1000 de euro sau milioane de euro și apoi să o ții închisă când are elevi, asta înseamnă proasta gestionare a unor idei, nu e neapărat rea voință. Deci, dezinteres, lucru din birou, nu se face lucru din birou. Spune că și cuza marele domnitor, din când în când se îmbrăca în cerșător, în negustor, în om de rând și se ducea și veghea treburile domnești ale țării, să vadă unde sunt oamenii drept și unde nu-s drept. De aia s-a mai auzit de Ocaua lui Cuza, de dreptatea lui Cuza, etc. Mergând la spitale, din nou. Deci noi nu avem spitale. Da, se pune problema că nu avem spitale. Nimic împotrivă. Chiar auzeam vorbind un doctor, cred că deștept era, că nu părea un om oricare, făcea ceva de domeniul chirurgiei și spunea că instituția unde dumnealui lucrează are capacitatea de 27 de paturi, iar dumnealui într-o lună sau într-o săptămână sau nu știu ce perioadă de timp are și 50 de bolnavi și arăta acolo un hol întreg de bolnavi puși pe paturi la întâmplare, că fiind bolnavi trebuia operați. Și el explica, dacă eu îi las pe ei
să aștepte după gradualitatea numărului de patru. Câți mor ei și câți trăiesc. Ținta mea ca medic este să-i fac sănătoși. Eu am jurat în jurământul meu medical să-i ajut, nu să-i ucid. Ei, aici la fel trebuie să fie Ministerul Sănătății atent. Ce este Moldova? Unul din cele mai mari centre populate. Deci Moldova are o densitate de populație mult mai mare ca Muntenia sau ca alte zone ale țării. Trântești un spital de la regional de câteva mii de paturi cu câteva specialități de bază. Ați văzut cum au făcut acum în Copou, ultra frumos și ultra civilizat, spitalul Iro sau cum se cheamă. Institutul Regional de Oncologie. Mai trântește iarăși un spital de ăsta imens de chirurgie pentru toată Moldova și dai cu... Scuze, nu-i nimic, suntem în timpul emisiunii pe Facebook, se permite. Deci, faci un institut frumos din ăsta de chirurgie, unde poți să 7, 8, 10 feluri de chirurgie și generală și toracică și endocrină și așa, și atunci acoperi necesitatea și n-ai nevoie de câteva din astea mărunte care și reparația costă mult, și dotarea costă mult, și să aduci cadre medicale, că omul se deplasează dacă specialitatea e pusă bine la punct. Și în momentul în care ai creat un colos din ăsta și ușor de gestionat și ușor de verificat și ușor de lucrat în el și modern, atunci sigur că ai și rezultat. Și eu cred că a avea spitale și școli nu exclude a avea și biserici. Nu are, una nu exclude pe cealaltă. Nu are și treabă. Deci nu are treabă. Deci de ce vă spuneam? Aceasta este strict treaba guvernului. Ei, treaba bisericilor este strict treaba episcopiilor, mitropoliilor și a patriarhatului. De exemplu, oamenii dintr-un sat, dacă nu au biserică, ce fac? Se sfătuiesc cu preotul lor, obțin o palmă de pământ, obțin o autorizație și să fim serioși. Nu cred că se construiește, s-a pus mult accent și mereu s-a... Este o manipulare în ultima perioadă. Nu mă numesc manipulare, dezinformare. Manipularea e altceva. Să vă spun de ce îi spun dezinformare. Nu-i cu rea credință făcută de asta, spun că e manipulare. Nu, dezinvolt și negândit. Dacă eu mâine spun că unul și cu unul fac trei și cei care mă lingușesc pe mine lasă așa să nu se supere șeful, e manipulare. Dar dacă din greșeală am spus că unul și cu unul fac trei, pot fi corectat să știu că fac doi. Ei, așa și aici. Când s-a făcut Catedrala Mântuirii Neamului, asta mare, la București, simbolul național, ei, toată lumea că se face o biserică așa mare. Se face. Dar în același timp eu am avut ocazia ca persoană fizică să particip la sărbătoarea Sfântului Dumitru la București și să văd de câteva ori cum te plouă, cum te bate vântul, că e 25 octombrie, cum ninge sau cum este zamol din ăsta cu gheață, zămârtoacă și oamenii stau acolo. Dar dacă tu creezi 5, 6.000, 7.000 de locuri capacitate și poți să mergi la subsol să asculți o priveghere, te duci mai la subsol și asculți un acatis sau te duci în sala mare de slujbă, cum să spunem, biserica propriu-zisă, te duci și asculți liturghia. Ei, e și un mod civilizat. Eu am vizitat Vaticanul, care mi s-a părut o imensă cetate religioasă. Ei, nu suntem noi la nivelul Vaticanului și nu o să putem crea o asemenea megalomanie. Dar e necesară această biserică că atunci când vine o oficialitate în București, ori de unde ar fi din fața lumii și oriunde ai fi, în momentul când ai intrat într-o biserică monumentală, este și prestanța. Când am fost în Moscova și am văzut cum arată Catedrala Iisus Hristos Mântuitor, că poți merge prin ea cu trenul cât este de mare, păi acolo încape jumătate de Moscova la slujbă. Dar este un respect al demnității naționale. Ei, pe când într-un sătuc ce bisericuță să face? Dă 15 metri, pe maxim 10 metri. E un cătun. Dar dacă te uiți că în cătunul ăla există 60 de vile, care numai o vilă din aia valorează că toată biserica din cătunul ăla. Și poate dublă sau triplă ca mărime. Nu contează, nu m-am legat de asta, doar am spus așa că cătunul respectiv poate avea 30, 40, 50, 60 de vile. E rușinos ca într-un cătun atât de frumos pus la punct, cu străduță, cu telefon, cu gaz, cu apă, să n-ai un cuib de biserică și să spui Doamne miluiește. Deci e o chestie de demnitate, de bun simț. Ce face creștinul când își termină casa lui? Își trage gardul la poartă,
pune un pomișor, pune o băncuță, pune o masă, pune o chestie din aia de făcut un grătar, își pune un umbrar, își pune un copac, își pune niște flori, își pune niște perdeni și mă, ce frumos mi-am aranjat casa, ceva mai trebuie. Și îl vezi că se duce el singur și îl aduce pe preot, face o aghiazmă, își pune o iconiță și o candelă. De ce în casa ta poți face biserică și în cătunul tău, dacă pun 10 boieri mână de la mână, nu pot face o capeluță mică să fie și binecuvântarea lui Dumnezeu peste locul ăla, fără ca să lovească în bugetul și în economia națională? Astea sunt povești. Să revenim un pic la conduința din biserică. Să explicăm oamenilor la ce oră începe Sfânta Liturghie, propriu-zis. În general, în biserica ortodoxă creștină, slujba începe de obicei la ora 8 cu utrenia sau slujba de seară, care nu se pune în toate bisericile de miri, ci se face doar în mănăstiri și schituri. Sau în unele biserici, unde preoții sunt râvnitori și credincioși. În momentul în care s-a terminat utrenia, psalmii utreniei, cititul Evangheliei, catavasiile care sunt între canoane, astea sunt niște termene strict bisericești, începe slavoslovia, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și se cântă. Atunci preoții se îmbracă și în jur de ora 9 punct, minim 9 jumătate, începe Sfânta Liturghie, care este obligatoriu să se termine după datină și după rânduiala canonică, fix la ora 12. Apoi preotul își mai ține cuvântul, parastasul, dă anafora sau mai discută cu credincioșii dacă are probleme administrative. Pentru că sunt mulți oameni care catieze. Spun că nu pot ajunge la 9.30, vin la 10, la 10.30, e păcat să vii... Nu e păcat să vii la biserică oricând ai veni. Important e că ai ajuns până în biserică. Dar ca să-ți fie lene la 9.30 să ajungi la biserică sau hai minim la 10 când s-a trecut de liturghia pregătitoare, este și un act de comoditate, nu e neapărat un act de reavoință. Oamenii în general spun că sărbătoarea este pentru odihnă. Și Dumnezeu s-a hodinit peste lucrurile sale, spune Scriptura, dar în ce mod? A revărsat peste ele Duhul Sfânt. Și tu într-o săptămână de muncă, deci avem 7 zile ori 24 de ore, ei, 2 ore din acelea, dacă adunăm cât face, putem să-i dăm lui Dumnezeu și chiar la 9:30 să fim în biserică până la 11:30-12. Sunt oameni care spun, de ce la Biserica Catolică durează o oră slujba și la Biserica Ortodoxă durează 2 ore jumătate sau 3 ore slujba? Noi nu facem în primul rând comparații între cele două rituri. Noi știm că cultul romano-catolic, ca să folosesc termenul, să facem diferența între cultul ortodox și cultul romano-catolic. Cultul romano-catolic intră direct cu citirea pericopei apostolice, adică învățătura Noului Testament, apoi intră cu mesa, care este foarte scurtă, și apoi cu cuvântul de învățătură. În biserica ortodoxă, în cultul creștin ortodox, noi întâi slăvim Sfântul din ziua respectivă, aducem rugăciunea celor 7 laude după învățătura Vechiului Testament, care este umbra celei noi, apoi intrăm cu proscomidia, cu anaforaua liturgică, care ține de pregătirea Sfintelor daruri, care nu există în Biserica Catolică, ea este absentă, ei doar frâng acea ostie, cum se spune, noi facem prescura exact cum ne arată învățătura tipiconală liturgică a marului profesor dr. Ene Braniște, deci cea mai liturgică specială, se cheamă cartea care se ocupă de tot ritul cultului, și după ce am trecut de partea pregătitoare, vohodul mic sau ieșirea cu Sfânta Evanghelie, simbolul ieșirii lui Hristos la propovăduire, abia de acolo începe liturgia propriu-zisă, care și la noi ar dura un 40 de minute dacă ar fi. Dar noi trebuie să respectăm și istoricul tradițional, anamnetic, a ceea ce a însemnat biserica primară pentru biserica actuală. Sunt legate una de cealaltă. Dacă eu iau un copil din fașă și îl dau unei doamne și spun este copilul tău, dar ea nu are un certificat de naștere, nu are un certificat constatator, nu are un certificat de sănătate, nu are o ieșire din spital, nu are originea părinților, cine este tata, cine este mama, ea poate fi socotită infractoare, deci l-a răpit acel copil. În momentul în care eu mă lipesc strict de ceea ce înseamnă liturghia propriu-zisă și las partea tradițională, partea
de demult, cum se spunea, bisericii primare, tradiția apostolică și învățătura anaforale liturgice până în începerea actului liturgic, eu ce fac? Felm, îmi spune în cartea lui, de la cina de taină la Hristos. Eu pierd parcursul istoric anamnetic a evenimentelor cum ele au decurs din vremea de când apostolii s-au ascuns singuri de frica iudeilor până ce Hristos a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Eu trebuie să parcurg acea etapă, nu pot să o sar. În ritualul romano-catolic nu există. Care este momentul în care pot fi împărtășiți copiii? Văd foarte mulți tineri la biserică care vin cu copiii. Am să vă spun că sunt păreri împărțite. Tot ce este până la vârsta de 3 ani, preoții, dacă sunt pedagogi buni și înțeleg stilul și genul de a fi al copiilor, trebuie un preot rânduit care e mai în vârstă sau mai obosit sau mai încet în el să se ocupe cu împărtășirea pruncuților, unul, să nu deranjeze slujba în biserică, să nu plângă. Pot să fi împărtășit doar la slujbei sau doar la finalul slujbei? Eu ce vă spuneam? De la 1 la 3 ani, la ușa din stânga, cum spunem noi, cei micuți pot fi împărtășiți. Unul suge, unul se udă, unul plânge, unul flămând, unul doarme, unul are colice, n-ai timp să pierzi vremea cu ei. De ce aia trebuie aduși? Copilașii mai mărișori, 5 ani, 6 ani, 7 ani, 8 ani, dacă părinții sunt de departe sau sunt într-un traseu sau pleacă sau nu pot și i-a adus nemâncat sau iau tratament sau n-au răbdare, mai faci un pogărământ și îi împărtășești dacă sunt pregătiți. Iar în rest, la chinonic, la vremea cuvenită, că deja de la 90 anișori, e mărișor, știe care-i treaba. Mai spun părinții că n-au răbdare copiii să stea și... Răbdarea se cultivă, deci nu, ea este ca oxigenul. Dacă deschid geamul e mai proaspăt, dacă țin geamul închis și draperia trasă e mai puțin. Deci trebuie să învățăm ușor. Deci ortodoxia nu se dumică cu bucăți mari ca să te neci. Ușor, puțin, câte puțin, până și cu ce... Și vorba bună și cu înțelepciune. În primul rând, pedagogia strică. Deci noi nu avem preoți răi, ci avem ușoară lipsă de pedagogie. Preotul deja este obosit. Are soția, are copiii, are grija cântărețului, grija prescurilor, grija căldurii, grija facturii, grija botezului, grija catihezei, tot felul de probleme. Și începe și liturgia și încep tot să-l tragă, să-l obosească. Ei, el devine iritat. De într-o parohie, când s-a rânduit să fie și preotul 1, și preotul 2, și preotul 3, tocmai pentru asta s-a rânduit. Ca ei, fiind o activitate intensă și bogată, să poată să se împartă într-așa fel, să poată fiecare să facă fața ceea ce are de făcut. Aș vrea să citim și câteva întrebări din partea oamenilor, pentru că sunt foarte multe și chiar sunt oameni care ne ceartă că am vorbit foarte mult despre chestiuni administrative, mă ceartă pe mine că am vorbit foarte mult despre chestiuni administrative și oamenii voștri își spună problemele sufletești, pentru că la dumneavoastră vin cu probleme sufletești. De exemplu, o doamnă ne întreabă dacă ai un păcat pe care nu l-ai spus la spovedanie, dar îl spui în gândul tău în fața unei sfinte icoane, se consideră mărturisit? Se consideră mărturisit înaintea lui Dumnezeu, dar nu dezlegat pe pământ. Îl scrii pe o hârtie, pleci capul jos, ochii sub epitrafir, îi întinzi preotului hârtia și îi spui cu jenă. Părinte, nu-l pot pronunța cu cuvântul că mi-e jenă, vă rog să-l citiți, să mi-l dezlegați. Să-ți iei hârtia înapoi, o rupi, dai foc și cu asta basta. Încă o întrebare, este păcat să pui la copii două nume? Părintele Cleopa, când trăia, spunea întotdeauna că se pune un nume, că are un singur suflet, dar eu consider că nu problema numelor este problema. Dacă spun ciuboțica cucului, spun două plante, dacă spun floarea soarelui, spun două plante, dacă spun creasta cocoșului, spun două plante, nu. Cineva ne întreabă dacă poate să pună un nume de sfânt și un nume... Eu de obicei așa fac în majoritatea botezilor, pentru că oamenii câteodată când mă mai invită la câte un botez, pun nume din astea... comicărești, artistice și îi spun, zic, îl pun pe ăsta că-l vrei mata, dar când bag copilul în clistență, să știți că voi spune un nume care vă este drag din calendar, este în care să aveți o nomastică. Este păcat să pui un nume care nu-i de sfânt la copil? Na, cum să vă spun, ca să-ți strigi copilul Toto sau Michi, nu-i tot una când îl strigi Ioane sau Vasile. Sunt nume foarte comune, foarte uzuale acum. Nu contează, nu contează. Deci trebuie să ne gândim că copiii noștri au nevoie de un protector spiritual. Eu de obicei le pun Ionuț, Cristian, Constantin,
Ilie, Vasile, Mihail în loc de Mihai, că pare mai interesant, Gabriel. Și înțeleg oamenii care discutați, nu am mai avut supără, care nu se... Am mai avut care s-au supărat și au spus, părinte, sunt nume țărănești, nu sunt țărănești, sunt din calendarul creștin-ortodox și o să vedeți cât ajutor va avea copilul. Dar el mai are pe lângă Richard, Robert, Edison, tot felul de nume din astea. Nume din telenovela, din meci. Mă rog, de unde le ia omul, e dragostea lui. De exemplu, am avut o fetiță și au pus numele Carina. Eu am văzut odată un film cu un cal negru care se chema Carina. Și după botez am întrebat, zic, de ce a spus numele ăsta? Păi am văzut odată un film frumos care... Și mi-am dat seama de acolo a luat numele. Eu m-am dus întâmplător cu ideea. Și i-am pus Maria pe lângă. O doamnă ne întreabă, ne spune că fiul ei are 40 de ani și nu este însurat. Ce trebuie să facă? Sfântul Nicolae și Paraclisul Maicii Domnului și să-l ducă la preot, la spovedit și la citit, că nu e nicio problemă. Poate că ar trebui să discutăm într-o una din emisiuni și cum trebuie să ne rugăm, cum trebuie să ne rugăm. Simplu, ne punem în genunchi în camera noastră. Ce rugăciuni trebuie să citească? Nu, ne punem în genunchi în camera noastră și ne adresăm lui Dumnezeu. Doamne, eu sunt mama fiului meu, Valentin, ajută-l să găsească o fată bună. Iar Valentin se pune în genunchi și spune, Doamne, ajută-mă să găsesc o fată bună și o soartă bună, să-mi găsesc și eu viitorul. Eu am văzut băieți și la 50 de ani căsătoriți care au nimerit-o foarte bine. Nu, asta e problema. Și o doamnă ne întreabă, ne spune că are doi băieți necăsătoriți, trebuie să fac eu ca mamă, vârsta lor este 39 să-i ducă și la 36 de ani. În primul rând să-i ducă la biserică, să le citească preotul o rugăciune de dezlegare, de blestem sau jurământ, să nu fie ceva, mă rog, cum se mai spune, din neam, și să citească Sfântul Nicolae și Paraclisul și ei să se orienteze spre câte o fată credincioasă, că sunt bisericile pline de fete credincioase. Ce rugăciune ar trebui să citească oamenii dimineața și seara? Avem în cărticica de rugăciuni pe care o împart permanent la vlădiceni în toate posturile. Rugăciunea dimineții sau a serii, iar când se grăbesc și nu au timp, de 7 ori Tatăl nostru, de 7 ori Împărate Ceresc și de 7 ori Crezul cu 7 mătănii. Asta se poate spune și mergând pe stradă, adică în autobuz, în mașină, la servici, la birou, nu te încurcă nimic. Când trecem pe lângă o biserică... Se face cruce cu limba, dacă ți-i rușine să faci cu mâna și spui... E păcat să fie rușine să faci cu... Mă rog, depinde de starea fiecăruia. Eu, mie nu mi-e rușine, eu fac în chip văzut că n-am de ce. Dar sunt oameni mai jenați și atunci, ca să nu creezi o idee, îți faci frumos cruce cu limba și spui închinam-mă voi în casa ta, intra voi în ca... nu, închinam-mă voi în casa slavei tale, în altarul tău, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci cinstești biserica ca și casă de rugăciune. O doamnă ne pune o întrebare extrem de generoasă, că ar trebui să mai discutăm o oră pe tema aceasta. Nu, eu simt... Care este cea mai completă formulă pentru iertarea păcatelor personale? Simplu, eu nevrednic preot și duhovnic te iert și te dezleg cu puterea ce mi-este dată de toate păcatele mărturisite în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Aceasta a spus-o Hristos în Evanghelie. Nimic deci, în plus. Orice păcat ar fi. Părinte, ce facem cu omul bețiv? Ne întreabă. Sunt mulți oameni, într-adevăr, care... Este o patimă care începând din secolul al XIX-lea, respectiv după anul 1950, ea are sorgintea și rădăcina în prăvăliile vechi comuniste. Și eu știu ce spun când spun lucrul ăsta. Așa s-au inventat birturile la țară. Ele au adus întotdeauna un plus de randament financiar și economic, numai că buticurile între timp s-au transformat în mici restaurante, în mici non-stop, în mici baruri, în chestii de genul. Singura măsură este măsura cuvinței. Bea un pahar dimineața și fii om, bea un pahar la amiază și fii om, bea un pahar seara și fii om. Cineva ne mai întreabă care este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Citez, toate păcatele voastre vor ierta, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta niciodată. Spune în Sfânta Scriptură, cel ce schimbă iotă sau cirtă din lege este vrednic de ghienă. În momentul când ne-am atins de învățătura revelată a crezului de învățătură creștină ortodoxă, lăsat de simbolul Niceo Atanasiano Constantinopolitan, am atins dogma Duhului Sfânt și atunci putem intra în contradicție cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt și putem pierde șansa de mântuire. Hula împotriva învățăturii Sfintei Scripturi.
Se zice că, o doamnă ne întreabă, se zice că persoanele care au făcut avorturi să îmbrace un copil nebotezat, așa este? Da, și chiar botezat, nu neapărat nebotezat, n-are importanță. Se numește milostenie, sigur, îmbraci un pruncuț și citești, există o rugăciune, se numește canonul de pocăință către Mântuitorul Hristos a copiilor avortați, adică mămicile citesc. Sau naște un copil viu dacă ești tânără, ca semn de respect față de întâmplarea. Dar cel mai bun sfat care îl dau aici, am fost și judecat pe această chestiune, eu sunt mai conservator că sunt mai vechi. Zic că la 50 ceva de ani ai mei văd lucrurile altfel. Vin duhovnici din ăștia mai tinerei care spun să nu te atingi, să nu faci, să nu dregi, să nu cutare. Tinerii pe o ureche intră și pe cealaltă iese. Eu când îi prind și îi văd că sunt tinerei și stau de vorbă cu ei, zic, da unde ții prietenul? Aici, cheamă-l și pe el. Sau unde ții prieten? Aici, cheamă-l și pe ea. Mă, voi sunteți atenți ce vorbesc cu voi? Da, părinte. De trei lucruri să vă feriți ca de foc. Să ucideți copii în pântece, să faceți perversiuni mizerabile sexuale sau să le pădați dreapta credință. Puteți păstra astea trei lucruri. Părinte, e greu. Nu că e greu. Acum făgăduiți înaintea Dumnezeu că toată viața o să vă feriți de acest lucru. Da, părinte, așa să ne ajute Dumnezeu. Și mă bucur că le pot deschide mintea să înțeleagă că cea mai mare greșeală este să ucizi un prunc în pântece. Că degeaba, după ce a greșit omul, nu are rost să-l cerți, că nu se repară problema. Dar ce... Totul este să conștientizeze greșeala în sine, să nu o facă. Ce le spuneți acelor tinere care vin și spun că au un pântece, un prunc care va fi bolnav, că așa a ieșit la analize? Asta hotărăște medicul, că multe sunt povești. Eu am avut foarte multe fete care l-au lăsat în pântece și s-a născut perfect sănătos. Am să vă spun o întâmplare simpatică. Merită mama lăudată, nu eu. Se duce mama la medic. Nu am să dau nici numele, nici localitatea, nici nimic. Și îi spune așa, aveți un sindrom Down. Urgent, scos copilul afară. Ea mă sună disperată și îmi spune... Părinte, ce mă fac? Sunt nenorocită. Nu ești nenorocită deloc. Zic, fii atent. Ai duhovnic? Am duhovnic. Poți ajunge și pe la noi? Pot ajunge. Zic, când vii, săptămână de săptămână citești Sfântul Stelian, te împărtășești frumos, faci rugăciuni și nu te mai duci la niciun medic și nu mai controlezi absolut nimic. Până nu împlinește copilul 7 luni, tu nu te mai prezinți în fața medicului. S-au făcut cele 7 luni și mă întreabă, acum cum fac, părinte? Simplu faci. Te prezinți la un medic oarecare ginecolog și spui următorul lucru. Domnul doctor, sunt într-o întâmplare nefericită. Ce s-a întâmplat? Mi-a furat cineva geanta în tramvai și am toată documentația pruncului cu toate analizele care le-am făcut până acum în geantă și nu mai am de unde să-l iau și aș vrea să fac ceva, să știu ce-i cu pruncul, că eu mâine, poi mâine, nas și dacă se întâmplă ceva. Doamne, nu, uite, vă costă atât, i-a plătit acolo frumos la cabinet ce a trebuit, cum e regula, și i-a făcut tot din cap în cap. Și a spus, înălțimea atâta, bun, tridimensional acolo, bun, lățimea capului, bun, lățimea chicioarelor, tot ce cere medicul ginecolog. Și i-a scris o fișă întreagă cu normal, 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 normal. Iese bucuroasă și îmi spune, și părinte, toate sunt bune, dumneavoastră știți ce înseamnă că toate sunt bune? Zic, dă-i slavă lui Dumnezeu, ține-te în continuare de împărtășit și de acum până îl naști, vii la domnul ăsta, nu te mai schimb la altcineva. Domnul ăla îi spune, zice, uite, v-ați apropiat de sorocul de născut, dacă vreți eu în vinerea patimilor pot să vă chem să vă fac o cezariană. Dar eu întreb, dar tu simți că el bate, că vrea să iasă? Nu. Nu te du. Nu-l năcăși, lasă-l în pace. Când credeți că s-a născut pruncul în chip normal și firesc? În noaptea de înviere. Îl cheamă Mihail Rafael. Iată o poveste foarte, foarte nu, frumoasă. Nu, simplă, simplă. Foarte frumoasă, deci, și de învățăminte. Sper deci să... trebuie să avem și puțină credință în Dumnezeu și eu întotdeauna mai scurtez lucrurile astea cu o chestiune. Și întreb, dar Adam și Eva, unde își făceau 3D omniocinteza?
4D, ecografie, că ei au făcut mulți copii și nu exista aparatura pe atunci. Trebuie și nițică credința, adică știința e foarte bună, dar unii care ar vrea să scape de copilaș mai învârt povești de genul ăsta cu doctorul. Băi, îți asumi răspunderea și tu și medicul și cândva vei da socoteală dacă lucrul n-a fost adevărat. Mai citesc câteva întrebări. Ziceți. Suntem 1300 de oameni care se uită, peste 1300 de oameni care sunt în acest moment la emisiune. Vă mulțumim frumos. Cât este de valabil pentru sufletul unui om care dă niște bani pentru pomelnic din munca lui cinstită, dar n-a avut nicio legătură cu spovedania și împărtășania, mergând doar la câte o noapte? Dar la o noapte de slujbă. La o noapte de slujbă, exact. Este valabil și intră la capitolul milostenie, dar asta vreau să explic la persoana respectivă, că este foarte simplu și ușor și frumos să te spovedești. Eu o spovedanie generală n-o fac în mai mult de 10 minute și majoritatea oamenilor pe care i-am spovedit au spus: părinte, nici nu m-am gândit că e așa de ușor spoveditul. Le dau carnețelul de spovedanie, le pun să se uite să însemne, pun niște întrebări de bază care mă interesează, radiografia generală cum ar fi, și după aia trec pe amănunt. Și într-un sfert de oră a plecat liniștit, fără nici... Am avut o doamnă care nu s-a spovedit tot așa niciodată și a zis: părinte, eu sunt mai nou aici la dumneavoastră, dar n-am curajul să mă spovedesc că n-am făcut-o niciodată. Și eu îi spun în glumă la un preot: fă-i, zic, doamne, o stenogram, unul, că vreau să o împărtășesc, ea n-a știu ce înseamnă. A spovedit-o frumos și mi-a spus și că doamna nu-i postită, dar n-are oprire de împărtășanie. Dacă ținem post acum, o putem împărtăși. Venea un postul Sfântului Petru, cred că. Și am spus: puteți ține o săptămână de post? Da. Puteți veni duminica viitoare la împărtăși? Da. Și îmi spune: părinte, simt nevoia, m-am eliberat așa brusc deodată și simt nevoia să vin permanent. Și ea că s-a trezit deodată credincioasă, că ea de fapt era, dar n-a apăsat butonul ăla, cum se numește, off, când începi să te pornești. Vreau să spun rugăciunea pentru a avea un prunc, ne întreabă cineva. Care sunt rugăciunile? Vă rog, ajutați-mă, sunt, Doamne, ajută. Dacă este din Iași, chiar o poftesc până la mănăstirea Vlădiceni, ca să-i dăm și sticluța de aghiazmă de la Hilandar, cu bobițele de la Sfântul Simeon, de acolo din Biserica Hilandarului Athos, care este pentru femeile sterpe. În rest, să citească Sfântul Stelian, Sfântul Ioan Botezătorul, Ioachim și Ana, Mihail și Gavril. Pe rând. Tot vorbeam de conduita în biserică. Sfânta Anafură, când se ia și cum se ia? La sfârșitul Sfintei Liturghii, după ce s-a spus de către preot binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al său dar și a sa iubire de oameni. Este finalul liturghiei sau otpustul de sfârșit se numește. Și sunt oameni care văd că iau foarte multă anafură. Omul ia cât vrea. Noi tăiem câteodată se ia, și... Se ia în fiecare zi. În cursul săptămânii, da. Noi tăiem câteodată și 70 de pâini la anafură. Deci dacă omul simte nevoia să aibă în casă anafură, este un gest creștin și nu-i nimic greșit. Și sticluța cu aghiazmă până sâmbăta viitoare sau duminica, ca să ia dimineața, că în felul ăsta își curăță sufletul și casa. Cineva ne întreabă ce rugăciune să rostească pentru soțul ei care este bețiv. La fel, Mina, Mihail și Gavril și Paraclisul Maicii Domnului, la izbăvirea de patim. Ați avut cazuri de oameni care au venit să mărturisească că au patima beției și care... Da, și am și scăpat. Dar prin voința așa lor proprie, nu doar a mea. Noi le-am pus pomelnicul la psaltire. Ne puteți spune rețeta de asta? Da, simplu, i-am pus la psaltire, apoi i-am pomenit la proscomedie pe soția lui. Maria se roagă pentru soțul izbăvire de gustul băuturii, tot la Sfântul Mina și la Mihail și Gavril, câte o părticică. Doamna a citit la psaltire, a citit Sfântul Mina și lui i-am spus: bea, te rog, cu măsură, nu te oprezi de tot. Un pahar dimineața să ai chef, unul la amiază să poți munci și unul seara să poți dormi. Și ai să vezi că ai să te izbăvești. Și foarte mulți au înțeles și chiar s-au curățit, dar trebuie un pic de voință. Să presupunem că am 15 morți din neam. Câte lumânări aprind când vin la Sfânta Biserică? Una singură, pomenindu-i pe toți, numerar. Nu numărul de lumânări aprinse le face lor lumină, ci gestul unic. Acasă, dacă ai 5 membri în familie și ai o singură candeluță aprinsă, nu arde pentru toți? Ce rugăciune trebuie să citesc dacă am un copil care are probleme grave de sănătate? Numai Pantelimon, Nectare și Ioan Botezătorul cu Sfântul Stelian.
Acestea fiind zise, am încheiat și o serie de întrebări de aici. Sper că le-am pus pe toate. Dacă mai sunt întrebări pe care nu le-am adresat părintelui, vă promitem că joia viitoare, când se întoarce și colega noastră, Roxana, la emisiune, le vom adresa părintele. Vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați uitat la noi. Vă mulțumesc, părinte, pentru încă o emisiune de suflet, spun eu. Vă dau întâlnire peste doar 50 de minute, la 14:30, când în studioul BZI Live vine domnul viceprimar Radu Botez. Vă promit că va fi o emisiune la fel de interesantă, pentru că avem foarte, foarte multe teme de maxim interes. Până la ora 14:30, vă doresc să rămâneți pe BZI. La revedere! Vă mulțumim!